Mă numesc Vlad, am 24 de ani. Asud, mă caciesc, pot să ridic ștanga, pot fug. Prespun, așa eram cu un biolog, să discutăm în alte uh, circunstanțe. Inerție emoțională <laughs> cu Alex Leahu. Adică <laughs> mă ori e să o odihnești într -o Salut dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast Treci la Tablă. Astăzi l-am ca invitat pe Vlad Sabajuc. Satoshi. Satoshi, a.k. Satoshi. Slow Vlad. Noroc Alex. A, prima întrebare care dau eu de ce la invitați mie ca să povestească un pic despre ei, background-ul lor, ca lumea să înțeleagă de ce de ce, ce spui tu ulterior o spui tu anume. Mă numesc Vlad, am 24 de ani, sunt din Cahul, fac muzică și gata. Uh, tu faci muzică? Așa ies. Nu, probabil poate ne urmăresc și unii profesori și respectiv uh, aflu prima dată de, de tine. Da. prima dată de tine. Da, eu am, am, un proiect muzical care se numește Satoshi. De deci, ce Satoshi? Pentru că îmi place Japonia foarte mult. nu numai anime-urile. Îmi plac, <laughs> îmi plac felul lor de a fica națiune, de a munci, de a fi așa solidari, integri, conservați, de a atrage atenția la detalii, de a fi foarte meticuloși și în același timp foarte creativi, ei nu se Este ei sunt foarte pedanți, dar liniile construcțiilor lor și a muzicii lor sunt ondulate, știi, ei așa, ei așa. Ei nu sunt germani, știi? Ei nu sunt cam Viena, nu e uh -huh. clasicism, stil gotic, nu așa. Dar și tot e așa. Și tot e foarte simetric, ca în Paris, numai că simetria lor e mai rotundă, simetria lor e așa mai ondulată. Și asta mă duce cu gândul la un echilibru, la o înțelegere a lumii. Îmi plac artele marțiale de acolo Îmi plac anime-urile Îmi plac vloguri multe Am privit a ruși ucraineni Care trăiesc de mulți ani în Japonia Cât eram în gimnaziu, liceu, priveam Și îmi plăceau foarte mult Mergeau pe stradă, povesteau Și cumva rezonez cu, cu Danșii Și Satoshi e un nume de bărbat Foarte comun Răspândit în Japonia care, ca semnificație, înseamnă ceva de genul gândire. Gândire limpede, terez voie mășlenie. Așa ceva. <coughs> Și de când tu ai simțit că muzica e ta? O, oh, de mult. Prin clasa 5-a, cred că eu am, am rezonat cu un, cu un gen anumit de muzică, cu muzica rock. Nu asta am mai povestit, chiar era o fată emo la noi în liceu, Asta era, nu știu, anul 2010, cred că, și fata era mai mare decât mine. Și ei mi-au trimis, noi vorbim pe Mile Row Agent, și ei mi-au trimis uh, Evanescence Bring Me To Life. Când cu, tu îl știi, poate da, știu. știu. Da, știu. Acela așa. care te băgând total? Dacă da. Ascultai? Wake me, nu, acela e mai immortal. Ah, um, da, okay. wake me up, wake me up inside. Îl știi? Da. Bun, așa. Uh, deci, eu l-am ascultat, și, cum eu atunci nu putem să ne explic ce se întâmplă, dar se întâmpla probabil un, un, un mare flux de, nu știu, de dopamină, cred că la mine, în creier, știu, mă simțeam așa foarte, foarte bine mă simțeam de la muzica asta, încărcat cu energie, emoționat, pus pe jar. După care, noi cu prietenul meu și al mai bun, tot Vlad îi spune, chitarist la mine în proiect, apropo, în Satoșe, noi ascultam, am început să ascultăm Linkin Park de prin videouri din YouTube, acolo erau tot felul de mashup uri din anime, secvențe din anime, pe muzică rock. Și noi rezonam foarte mult cu muzica asta. Și între timp, spre clasa 7, noi deja eram așa rockeri adevărați. <laughs> Și cum s-a întâmplat? A, ah, eu am început să privesc documentar, eram fan foarte mare Linkin Park și sunt o rămas trupa mea preferată și am început să văd foarte multe documentariuri, documentare, making of, cum s-a făcut un album, cum s-a dus în turneu, cum să a la piesa asta, cum a ieșit din criza asta de idei. Și, și eu scriem poezii, paralel așa era o chestie de-a mea, site pur și simplu, scriem niște versuri, casă-masă. Și i-am spus lui Vlad, băi, hai să facem o trupă rock. Și el l-a acceptat, și dar noi nu știam să cântăm la instrumente și, și am și pus ne uităm pe YouTube, să căutăm, să întrebăm părinții, prietenii. Și așa. Și de atunci, noi în clasa 7 am fondat prima noastră trupă, se numea Anxiety, Anxietate, așa. Atunci nu era la modă cuvântul ăsta, apropo, era un cuvânt foarte outcast, am obisitat anxietate și atac de panică, pistitat, e foarte trendy. Da, atunci anxietatea era a 15 la video de pe YouTube, știi, dacă scrie ei, de de How to deal with social anxiety. Și așa, un video și zic, ah, ok, noroc. Dar noi am văzut cuvântul ăsta, el suna așa întunecat, foarte bun pentru o trupă rock metal, știi. Și era X acolo. Și era X și are o conotație așa destul de nesănătoasă, știi, zic, și oh, fain anxiety. Și scrie ușor, din apă ah, poți faci și logotipuri. L-am ales și am cântat 5 ani, eu sunt toboșar la bază. Am... La Toboșar făcut școală? Sau nu, la Cacul nu era clasă YouTube? de, de Tobi. Uh, mai interesant, tata meu lucrează la centrul de sănătate publică, la Sanepidem și acolo programistul de la DG de pe vremuri de atunci. Programist, aveau programist? Da, da, îți dai seama. Omul da, care la... Da, ca... da, ai okay. da, da. de sănătate publică de la Cahul, apropo, e unul foarte proeminent și prolific în activitatea sa în regiunea de sud a țării și nu numai. Așa. Ne am înțeles <laughs> <laughs> Și a, deci programatorul lor de acolo a, avea în culocul lui cu calendar <laughs> ieșit ea ca așa de pe margine două bețe de tobe. Și tata știe că eu a, am în cap taracani și ne-a spus, băi uite la noi computercicul are așa obiect, eu l-am întrebat, el cândva au avut o trupă la Cahul, în care au cântat, el e ca așa și așa, așa, vine să vorbești dacă ți-e interesant. Și noi am fugit cu Vlad, tot o fugă de la școală, ne-am dus la dânsul, l-am scos afară și el iar de ochii cu văzut niște adolescenți care vreau să facă, nu știu ce, muzică. Și o sta cu noi vreo oră jumate, așa, în picioare, în stradă, stăteam și el ne explica cum i o cântat, pe unde a fost, ce a făcut și cum să începem corect. Să nu repetăm greșelile lor, că ei nu se ocupau, ei început deodată să bată dobile și să să învețe greșit cumva, să cânte din start fără să învețe bazele, nu s-o ocupat sistematic. Uh -huh. Și omul ăsta a căutat foarte multe torenturi cu tutorialuri de tobe. Cum să înveți? Și-a găsit școli online foarte bune, de la pedagogi de elită, de jazz, din Statele Unite, care au înregistrat niște DVD-uri și ne le-au transmis și ne-au spus cum să fac trenajorul ăsta, practice pad, pe care te ocupi acasă, îți clas, uite de tobi, mai întâi trebuie să... Când îți dore mi să ritmul și să, muzicale nu, și în primul ghiduri. rând, da, în primul rând trebuie să deprinzi mecanica mâinilor și lucru corect, relaxat. Principiile de, de biomecanică în tot sistemul ăsta bets, suprafață care are uh, rebound, nu știu cum să-i spun în română. Ok, eu am înțeles ce vrei să da, spui, dar nu știu, rezonanța, rezonanță, o dar nu e rezonanță așa. Care face... O, nu, e ca tu lovești, bățul vine înapoi. O suprafață care îți răspunde, o, nu Îți o, o reflect cumva, adică e principiul acțiune și acțiuni din dintre... Deci, da, deci tu ai, bă, mai în scurt, tu trebuie mai întâi să asta, stiu cu ocupi în cetiși voi de ani și pe să te la tobe. Și cumva, eu n-am făcut școală muzicală, dar nu m-am învățat nici din topor, așa, conștient, facem niște lecții, mă uitam, îmi descărcam de pe Rutrecker și No, rog de root tracker în țara asta. Și acum lucrează săraci, știi, da. dacă nu au alternativă. <gântu -i> Băi, au fost, că ideea asta, eu mă gândim că tot și-ai făcut ceva, știi, de tot în Cahul, tu ai spus că ai internetul în 2010 eram clasa 11, dar el, ele sunt s de în Eu n-am făcut școală muzicală, dar n-am vrut să rămân ne un da? Și școala mea muzicală e foarte multă ascultare de muzică, de foarte multe genuri și stiluri și direcții și ani. Adică eu ascultam în perioada liceului, descărcam discografii și ascultam Beatles. Am un carniță la casă și scriem Beatles albumul 1, așa, 1960. Și l-am ascultat, ah, bun. Mai departe, Rubber Soul, Please, Please Me, Yellow Submarine, Sergeant Papers, Lonely Hearts Club Band. <laughs> Știi, și îmi facem însemnăm bifă, beef, bifă, beef, bifă și ascultam Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica și asta vrei, nu vrei, îți deprinde niște nu știu ce îți deprinde, un, niște repere în cap de muzică de structură, de muzicalitate de construcție a cântilor, de așa, în linii melodice, texte Dar în clasă tu sferei de bullying? Nu. Nu? Știu că foarte mulți copii care cumva au latura asta sau domeniul asta sau direcția asta cumva să priviți ca ca oameni izolați uh -huh. pentru că restul nu se ocupă cu treaba asta sau se ocupă cu mulți, se ocupă unul sau doi izgoi da, da, da. și uh, mulți sufer în, din, cauza asta nu, nu, e fost, fost, destul, de, destul de... Da, pațană între pațani. a fost. când și muzică cântai. Da, eu, eu eram așa destul de... Eu puteam să mă împac cu majoritatea castelor, nu chiar cu toți și nu până la a participa la anumite lucruri. Dar la nivel de comunicare eram ok cu toată lumea, știi? Era loc de bună ziua, de mulțumesc. Să înțeleg că o inteligență emoțională de suficient de bună, pentru că asta tot eu spột. Nu e greu să spun, și inteligența emoțională avem la 14 ani, nu știu, nu știu cum eram. Știu sigur un lucru că până la până în clasa 10, a 9, a 10, eu eram mult mai închis decât după. Sigur, eram mult mai adolescent tipic. Mai o mai depresiv, o mai așa, mai romantic, știi? Mm -hmm. și după asta eu am început să fiu așa. Pisteroiz, știi? Că m-am băgat în voluntariat, în... mai scurt, m-am băgat acolo este Dvij. Da. Și Dvijul m-a mobilizat să nu am, să nu las loc în general de lamentări și pentru că poate să rămas să, nu facut nimic, dar așa te, tu cumva timurai, te murai, da. într-o procrastinare de asta maladeț și de acasă și așa și ghine da. <laughs> motivația asta se numește motivația invers da, mersi și ce planuri? Amu? În general. <laughs> ce planuri? Păi acum lucru mare din viața mea e proiectul meu muzical și toate resursele mele de orice fel sunt dreptate acolo. Știm și bani și tot. Da. Și cum mm. te simți? Mă simt bine, dar singurul lucru care încă nu-i ca să fie tot pe deplin e faptul că eu încă lucrez la un, la un job ah, okay. care este fain mai dă doamne oamenii să aibă parte de așa fel de joburi, dar în același timp eu încă lucrez pentru cineva, știi, adică asta e ideea. Eu încă nu lucrez fully pentru mine, eu 60% din efort încă sunt pentru cineva, știi, pentru visul cuiva, nu pentru visul meu. Asta e. Dar nu e dramatic, nici asta eu reușesc, dar înțeleg că, adică am perioade când sunt mai trist pentru că e ca săptămâna asta, știi, de exemplu, nu am, am pus mâna numai o dată pe, pe muzică chiar dacă am făcut o repetiție, două, trei sau ceva, dar anume scrierea, procesul creativ, procesul de scriere a muzicii, el necesită, trebuie să intri în, trebuie să atelier, să închizi ferestrele, să închizi să ușile. telefonul într-o parte. Și stai 4, 5, 6, 7 ore sau în repriză sau 2 ore, 2 ore sau să fii așa de focusat când două ceasuri să țiasă pe 3 zile înainte să fii cumva satisfăcut de un rezultat. Iaca, și acum încă n-am asta, n-am luxul ăsta. Să zic, stau numai cu asta, mă ocup. Eu vreau să te întreb, ce-i ce i ce sunt sunt, ce-i ce crezi tu despre poezie, în general, în secolul XXI? Pentru că mi se pare că poezia, un pic, o, -o s-a schimbat forma ei. Uh -huh. Pentru că înainte, la lecțiile de română, învățam... Uh, toate chestiile sonore, tot tipurile de rim, uh, anume că uh, trebuie să de oferă muzicalitate la, da. la, la, versuri în general. Uh, și acum, dacă stiu în secolul 21, nu prea, lumea nu prea scrie poezii clasice, adică poezii ca versuri. Nu scriu poezii, scriu reperii. Păi asta și era ideea. Da. Putem spune că cum a poet secolul 21 oameni... ei sunt în primul rând, pentru mine nu sunt poeții postmoderni care scriu un rima albă cu un level mai jos decât treperii, 100 de procente. Nu se discută așa ceva. E mult mai complex și mai dificil să-ți poți structura gândurile, nu a cenzura din punct de vedere a ideii, pentru că argumentul principal a oamenilor care renunță la structură, la formă, în, în favoarea conținutului suprem și adevărat și necioplit este anume asta, că tu, recurgând la ritm și la rimă, tu îți cenzurezi ideea, tu o șoplești și tu, nu, tu îi pui un filtru, tu nu mai ești atât de direct, știi? Tu nu mai ești Woodstock hippie, tu ai pus prezervativul. Dar nu e, nu e, nu e, în, nu e în sensul ăsta, pentru că George Coșbuc sau Octavian Goga sau George Toporceanu nu pierdeau din uh, precizia exprimării ideii oferindu-i formă acestei idei, oferindu-i și o formă ei erau niște mainstreameri, ei erau ei erau Eminem, ei erau uh, Metallica din 91 care a făcut Nothing Else Matters care au luat un conținut bun și încă și l îmbrăcat așa ca tu și plăcut să-l consumi erau 50 Cent E ca George Coșbuc e 50 cent. 50 cent are și conținut și lor le-a ajuns suficientă inteligență și intuiție și muncă ca să îmbrașe produsul ăsta Get Rich or Die albumul lui din 2003, renumit pistolet, pistetele, pistolet, dar în fine, ca ei să îmbrace îmbrași tu încă să vrei să-l consumi fain. Apoi, iaga, oamenii avangardiști din ziua de azi, poieții, nu pot să mă subscriu pentru toată lumea, dar din cât am reușit eu să comunic, argumentul lor este ăsta. Ori, nini se pare că e chișcata în casă, pot scrie, să ai suficient skill ca să îmbraci gândul tău încă și într-o formă care ar suna. Nu este obligatoriu nici una, nici alta, dar nini ți pare că Eminem fa și pipi de sus în jos, de departe la foarte mulți ciuvași care se consideră poeți avangardiști ai secolului 21. și ne asum lucruri pe care le spun și Răm Diga din Guca știi pe Răm Diga? Da, pe nume cred că poate să nu știu. E un rapper din Rusia, el e în carucior de curotile și un, e foarte tehnic, scrie extrem de complex, e așa un uza limbii rusă, level, nu știu, Jirinovski, frumesc, Jirinovski plus Esenin, plus plus Lermontov. Adică Morgenstern se odihnește într-o parte. Dar Morgenstern e altceva i tuului, lui, nu e atul lui, nu e scrierea complexă. Da, e ok. Am mai mult pentru sunet? Pentru... Pentru stil? Pentru... Nu, pentru spargere. Valoarea lui e culturală. Valoarea lui e de a realității existente pentru că a putea sparge o realitate este foarte dificil. Trebuie să creezi o chestie care ori nu s-a creat, ori să-ți asumi niște lucruri foarte pestriță. Morgan Stern, când a penetrat industria muzicală din Rusia, el a distrus-o, a schimbat-o. Asta e valoarea lui. În a întoarce lucrurile, a atrage toate atențiile asupra lui, a fi o mașinărie care generează conținut și idei și trenduri care schimbă, întorc la 180 de grade trebuie să strădui eu nu mă strădui, dar voi îmi dați bani pentru că voi sunteți cascați și atrageți atenția numai la superficialitate sau știi, cumva el, el dă niște palme enorme consumatorului, industriei tuturor, făcând fix inversul, știi jucând cărțile inversă. da, că... dar mi se pare că Pisteane, el nu o să rămână în memorie de termen lung, nu? ba da, da? dar nu o să rămână ca muzician nu o să rămână muzica lui, o să rămână fenomenul Morgenstern. Ah, okay. Înțelegi? Asta e ideea. Iată, tu comunici cu oameni care deja din de Moldova au plecat și s sau ce să realizează? De noștri. Mătânaș, Carlitos. Ah, da. Da? de muzică, dacă nu am început să mă gândesc la prieteni care am cineva care și-a deschis o vulcanizare pe Irlanda, știu? <laughs> <laughs> Nu știu. Nu, cunoscut, nici nu știu, de pătit. voi sunteți reali prieteni, asta e altă întrebare. Da, da, comunic. Și -ă, cer sfaturi la ei? Te gândești să te duci sau mai rămâi sau încerci aici? Sfaturi nu cer la modul direct nu cer, în general nu share știi, uh -huh. pot să huh să câteodată, să trimit un demo și să întreb ah, o... Okay, feedback. Da, un feedback. Și în mai mult dacă am oportunitatea să mă văd sau să discut cumva mai mult tac și ascult. Um, să mă duc deocamdată nu, dar la un moment dat cred că o să trebuiască cel puțin de plecat des într-acolo pentru că o să, să de cântat mai mult concerte decât Chișinău ca Hulbălți da. Presupun că aici să fie un plafon care nu o să poți să-l depășești. Așa Numărul să de populație e plafonul principal. No, no, no. Diferența noastră principală e asta. Acolo sunt, nu știu câte, 20 de milioane. Și noi sunt aproape 3. Da, atingești și în limbi străini să ceva? Deocamdată nu. Nu, o să Scriem într-o perioadă, am încercat să scriu rap alea Oximiron în rusă, știi? Dar așa, de un capriciu și nu pot, când nu poți, limba rusă așa de bine, dar dacă aș fi făcut ceva, poate aș fi făcut în rusă. Ce puteți să le spui la oameni, poate sau la copii care te urmăresc? Eu, de exemplu, am un elev care el produce muzică, dar, dar s-a lăsat cumva, deci face muzică bună în, la nivel de sunet, știi? La calculator. Uh -huh. Chestii și chiar le pune și făcea și bănuți. Uh -huh. Poate vreun cuvânt de încurajare, să nu cedeze sau să nu... Sau... Dar las să facă omul și vrea și cum vrea cu viața lui. Dacă el poate trăi fără asta, lasă să nu fac asta. Cred că e la nivelul ăsta. nu i s a spus asta. Dacă poți să nu faci, nu fă asta. Uh -huh. Numai dacă nu poți fără asta, trebuie să faci. musai. să Dar dacă sunt alte motive de procrastinare sau de insuficiență de motivație, păi în domeniul ăsta lucrurile și mai des sunt imprevizibile adică nu știi ce să funcționează și nu, atunci unica virgulă cale a, care poate fi prezisă e calea consistenței și a longevității, știi? Asta precis lucrează. Dacă n-ați merge din primele 10 ori, 15-20, mergi mai departe. Mai încearcă, știi? Da. Dar cum crezi, de exemplu, Pistian, la literatură română, să analizezi ceva textul dintr-un piesă? Sau tot să Dacă îi scris poezia în carte, atunci este șansă ca să analizăm la un tip de. Ar fi bine să analizează ceva din uh, texte de, de piesă? Sigur că da. Sigur, în funcție de. La noi cum studiază literatura? În funcție de curent cultural. Curent cultural, bară, perioadă. Și după asta, în cadrul asta, poate să mai studieze subiectele sau temele, abordarea anumitor subiecte în opere de artă concretă, în lucrări literare. Acum ar fi firesc ca, peste un timp, când se definească de către criticii artistici, de către criticii de artă, criticii literari, curentul care s-a întâmplat ea ca mu, s-a întâmplat x știi? <gătă -i> Hai să vedem și lucrări reprezentative are. Și poate să întâmple așa că lucrările reprezentative sau nu știu, alu Puia, de alu... Din așa punct de vedere. Altfel, nu știu, o să o lui la cap și o să înțeleagă textul și acolo e text și acolo e text și acolo e mesaj și acolo e mesaj și figura de stil și acolo și acolo. <gântu -i> Noi am fost la Cahul și ascultam o piesă, ți-ai -mi nu n-ai ai, publicat-o, în afară de asta care deja ai publicat și o, o prins la public. Când o să plănești să o, -o scoți la aer? Uh, curând, dar nu zic când. Ok, pur și simplu eu nu știu că când să Că e A, pre ah, ok. pre-exactă. Ah, are motiv? O... Da, dacă o spun... E simbolistic? Ușor, nu? foarte okay. light, simbolistic. Vezi că eu nu știu... Ok, nu contează. Nu știi când o să-l să lansezi? Da, 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 pentru că na, posibil podcastul ăsta se iasă, de exemplu, miercuri viitoare, dar posibil... Salutări din trecut. <laughs> a, a, aici încă, încă suntem vii, avem apă, curent electric. A, da, a, da, da. Dar chestia asta de vocal, tu ți-ai dezvoltat-o iar ori iar. E, e vorba din număr de, de piese care ai scos și cu timpul. te Care chestie de vocal? La... Mulți uh, soliști fac... Uh, ori de vocal. -o de ai în da, Bă, da. Dar eu cred că eu cânt prost. Eu nu, eu cânt prost. Eu nu cânt bine. Eu nu sunt vocalist. Eu am o leacă de voce și o leacă de auz muzical. Eu nu sunt vocalist. Sunt oameni care cântă, uh -huh. câștig câștigă concursuri, chestii, nu, eu nu sunt vocalist. Eu pot să le compun, cumva, am în sensul ăsta, a creativității. Să înțeleg partea care tu o crezi foarte la tine, numit textul. Cred că da, cred că aș avea o pretenție în sensul ăsta. Nu, eu creez linii melodice, dar eu nu sunt vocalist puternic. Uh -huh. Eu pot cânta, adică eu pot interpreta decent și to, numai lucrurile pe care le compun eu 100%. În rest, eu n-am deloc pretenție de vocalist. Adică, teoretic, tu n ai putea să reproduci muzica altor oameni, cum o fac nu, unii. Pot, pot, dar nu acolo o să, mă, o să mă pierd, știi? O să... Pentru, nu... -a să nu, Pentru Nu, nu, nu. Nu sunt așa de bun vocalist, nu pot cânta așa de bine. Așa sunt eu. Dar chestia asta să se dezvoltă sau nu? Da, pot să o dezvolți, sigur că da. Și eu, eu o dezvolt uh, pentru că eu cânt foarte des. Ah, ok. Repetiții avem foarte des și în studio sunt foarte des și atunci orice repetare în sensul ăsta e deja o îmbunătățire. Dar cel mai simplu e când uh, te pui cu pianul și repeți nota repeți nota, repeți nota și când un șir de note, o gamă și le repeți. Așa cumva să antrenează auzul. Intonarea a nimerii note, anume intonarea. Când rest, timbralul, eu știu că n-am cel mai plăcut glas timbral, nu -s, nu -s Carlas, nu s Leps, nu Știu că am forță în voce, adică știu să lucrez cu aerul, că am învățat și la Academie și am dezvoltat să a fost curioasă chestia asta nu și pot să transmit, să-l fac cum vreau eu, dar ca timbru ca, așa, ca auz, da, departe. Ok, dar, ce, facultate? Facultate ok, știu. știu. Specialitatea. Actorii la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Cum tu cântai și aveai trup muzical și la actorii? Da. Nu tot și Ștefan Neagă, conservator. <laughs> Școala muzicală la Cahul Maria Cepotare. Patru facultăți și în România. Da. Două facultăți. Am un fac doctoratul concret în teoria notelor și... Gata. Eu gen care dog am... are, are urmaș. De... nu, nu. da. Și îți pare straniu că m-am dus la actorie, că da, facem muzică, da? Nu, mă gândim că dacă tu să atunci, poate trebuie să duci, nu știu. Nu, e că nu m-am dus la muzică. Cam am lăsat treaba asta la nivel așa magic, intuitiv misterios. A, adică o faci la nivel de feeling, dar nu la nivel de profesional, ca așa ar trebui să fii. Și cumva când așa trebuie să fii, hai să te așa, da, hai, să, hai să o lasăm așa, da, să o definim așa. A, nu vreau, vreau, vreau să mă bag, să definez cum anume. Da, știu că multă lume se decepționează când se duce să facă studii, să academizeze în, în plan muzical, se decepționează. De domeniu, de birocrații de anacronismul care se întâmplă acolo, știi? Și din punctul ăsta de vedere, eu mă bucur că nu m-am dus. Eu nu mă bucur că nu știu solfegiu și sunt mult mai așa cu sapa la muzică, dar e ok așa, eu mă sunt așa, așa eu, așa eu sunt mister, eu mă, mă bucur de lucruri când reușesc niște chestii simple, dar E așa de magice, știi? Așa să-i Și poți să ai um, reacția de copil. Insight, da, da, oh. de descoperire. Așa că e foarte bine așa. Bă, cum s-o primit. Da. Dar e o chestie elementară, știi, pentru cineva nu s-ar fi mirat. Dar eu m-am bucurat și ia cânticul. 1, 2, 3, 4 și merge. Noi avem un profesor la... am avut. E că acum el încă e viu, dar, dar în vedere că tot e tot de școala să veche. Și cam majoritatea promoțiilor care au terminat liceul în care am învățat și eu și au făcut lecții cu profesorul acela. peste ani de dânsă nu mi s-a Și da. majoritatea de lucruri de bine. Sigur, și la noi tot așa cu domnul în cauză, fix așa. Toată lumea ține în minte că era domnului de sever în școală, dar toți noi ne-l aducem aminti și... Adică lui viu încă din fericire. Și eu țin minte și am învățat la dânsul. Știi? Eu țin minte uh, și asta e inerție, își pot explica asta pentru că el nu a explicat asta logic, știi? Uh -huh. Și mai scurt, prof adevărat. Păi, și simplu, acum sunt unii profi mai democratici și uh, mi-e complicat un pic. Eu nu știu realitățile de acum ca să pot să mă pronunț, dar bănuiesc că nu e chiar așa de mare schimbare. Ea este pentru că acum predau oameni care poate erau, oh, nu știu când învățam eu, erau la facultate, ceva de genul. Adică oameni care deja sunt născuți după 1990, predau, deja. Ei au 30 de ani acum, 30 și. un număr foarte mic. Da. Dar am vedere că, iată, când te uiți la sport, la diferite tipuri de lupte, de chestii, dar la orice tip de sport în general, ca tare, în ceea ce privește fizic, nu vorbesc de jocuri sportive, știi? Dar orice tip de sport, Acolo, când vorbești de disciplină, vorbești de severitate, de duritate, pentru că mm -hmm. cumva tu îți călești caracterul, tu mai știu. Și la școală, cândva, chestiile astea tot erau privite ca aspectul dat, pentru că disciplina îți asigură succes în, într-un lucru pe care îl faci, știi? Disciplina înseamnă, în primul rând, focusare. Și, respectiv, severitatea asta Înseamnă excluderea surselor care te sustragă, care îți fură atenție Asta înseamnă disciplina asta, dacă s o, -o reducem la puțin, știi, uh -huh. să scapi de tot ce e și în plus ca tu să-ți focusezi energia și atenția pe procesul de studiu sau de antrenament, de dezvoltarea capacității. De asta disciplina funcționează așa. Pur și simplu, în, în cadrul sportului sau activităților fizice e mai ușor de înțeles lucrul ăsta pentru că tu lucrezi cu materia fizică pe care o vezi, tu lucrezi cu corpul tău și e mult mai simplu să înțelegi lucrurile care se întâmplă cu corpul decât lucrurile care se întâmplă în interiorul capului. Și atunci studiul abstract, disciplinilor abstracte, cumva ele el e un proces legat de creativitate foarte mult, el e un proces care trebuie să provoace satisfacții, știi, la nivel neuronal, la nivel de asta. De reacție chimică în organism. Da, da, și așa l tot, dar așa e mai direct îl simți, știi? Fugi, s-au ridicat bătăile inimii, adrenalina sunt proașcă, știi? Și deodată s-a întâmplat reacția, tu ești de-am pus în priză. Cu studiul e altfel. Și depinde foarte mult de asta, te sperii pe tine procesul ăsta sau să te predispună să, să înveți și te relaxezi. De asta disciplina asta, severitatea, aceeași severitate, același principiu funcționează diferit în două contexte diferite, știi? Că unul lucrează cu o materie mai finuță, care trebuie să fie mai ușoară, mai distractivă, mai atrăgătoare, să vrei să te întorci la procesul ăsta. Dar alta lucrează cu o materie mai clară, mai concretă, cu articulații, mâini, sistem cardiovascular, asud, mă caciesc, pot să ridic ștanga, pot să fug, mă sunt ghine, știi? Mm -hmm materiile sunt mai, una e mai concret, una e mai așa. Dar una e cumva mai, mai palpabilă în, 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 prezent, știi? Da. Unele lucruri, mai ales de proces cognitiv, dacă vorbim mai sunt chestii de viitor, sau chestii când ele pot să în fără să-ți dai seama că pentru că tu cândva nu știu ce ai făcut, știi? Da, chiar și în, în același sport tu faci niște exerciții fizice uh, tu observi efectul lor uh, imediat asupra mușchilor, dar trebuie să treacă, nu știu, un an de zile, de exemplu, ca să se sintetizeze informația depozitată acolo în subconștient, ca tu să-ți dai seama că ai înțeles între timp principiul de funcționare a corpului tău, că aici se centru de greutate, știi? Tu din tăi înveți mecanic, de lui pe toți pe știi? Înveți uh -huh. mecanic, exerciți, înțelegi că îți reușești un lucru, dar peste un an sau zeci tu ai să înțelegi, aha, aici lucra mai în scurt deplasarea centrului de greutate, știi? Sau anume pentru asta eu conectam grupul ăsta de mușchi, de asta eu duc cotul în jos, la mine se conectează dorsal mare, eu pălesc mai tare, știi? Că așa uh -huh. fel de... Și este tot în timp cumva să așa să fac legături neuronale. Ia, știi să-i suntem, ei, Alex. Până în 2010 nu știam de cuvântul neuron. Adică nu mi-a să vorbea nimeni. Adică cumva te, cineva făcea studii, dar acum te-a unit mai, mai, hype să vorbești despre dofaminul și cortizol și alte lucruri, da, știi? Da. Înainte, n-ai făcut, ești linos. Care depresie? Ce cu tine? Băi, eu încă pe, pe vibe Eu sunt destul de în zona aceea. Eu înțeleg nu e tot așa de simplu și mai înțeleg că s-a schimbat Amu, tot ce se întâmplă E flux informațional extrem de mare Și acum omenirea nu poate să adapteze La dânsul S-a întâmplat o ruptură bruscă cu internetul Cu accesul internetului masiv la tăți Apoi atunci s-a produs ruptura Cumva au venit Terabytes peste știi? Și noi nu știm ce, ce facem cu dânsul Și schimbă stările Atitudinea, sistemul nostru de valori ei ei, s-a În viața reală eu nu fac nică De stau acolo mai mult și că toate nevoile astea nu mi zăpușit, măi, Alex, mai. Mă <laughs> știi, știi, mă gândească, uh, un pic ne-am mai, mai... Mai, pierdut o leagă, știi? În că tu înainte puteai să definiești clar ceva, știi? Avem în că tu erai izolat de tot... Tătă... Informația asta cumva era, dar era trebuie să o bibliotecă. Acum atât vine peste cap fără ca să, să poți procese asta ce se întâmplă în jur tău. Și tu nu ne ne Și interpretez. Adică tu nu... Având direct noi o bază oricare, știi? Aceal, uh, că, la, dacă vorbim de sport, este, există și memoria musculară, știi, până la urmă. El e un termen, mușchii n-au memorie, e mai mult... de așa un termen care se referă la memoria creierului, oricum. Da, prespun așa, eram cu un biolog, să discutăm în alte uh, circunstanțe, dar, de exemplu, noi vorbim de muzică, cu Eu am fost în Anzele la acordeon. Alceva um, altceva n-aveam usat, adică îți dai seama. Ca peste tot, cel mai des, acordeonul nu era cel mai răspândit. Și, 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 aveam un acordeon încă de la tata, încă de când la armată a fost. <laughs> și o stat să o colbăit până ce n am ajuns eu clasa 2 sau 3, așa m dus la, la școală muzicală. Și uh, inițial trebuie să văd, să memorez uh, poziția la clavie și la partea asta unde sunt basurile, știi, basurile, nu știu cum se scurie tare. Baș, trebuie, da. Baș. Și uh, în momentul acela când am ajuns când fără să mă uit, proful de educație muzicală altul cum fost șocat, pentru că restul să uit, când noi dădeam examen acolo, chestii, știi. Dar facem tot pe, pe memorie. Da. Adică nu pe simț și auz. Dacă cumva așa ne s-a întipărit, așa, când să dau drumul. Adică, peste o secundă la deget ca să, s audă sunet, sau ritmul tot absolut, era memorat, dar nu sunt Adică, eu cred că așa ne -i... sângele, nu eu matematic ok, <laughs> muzică îmi place, dar îmi place partea asta de text mai mult. o um, câteodată rezonează la nivel de, de, de dispoziție, știi? Adică ă, sunt unele cântice care poți să le asculti indiferent de starea ta emoțională pe care o ai la moment. Da? Nu, sigur. Nu, nu cred. știu. Eu nu spun cred. ce oricum e ce la în funcție sunt. de starea ta emoțională. Pur și simplu, starea ta emoțională nu e așa de pronunțată, nu e așa de saturată atunci, știi, Culoarea, si, e mai liniștită și tu nu, nu vrei să o cataloghezi că eu sunt supărat, eu sunt vesel, eu sunt înervat, știi? Dar oricum, tu ai o stare tu cred că vrei să menții starea aceea, știi? Când Posibil. playlist Și apropo, dacă ești în stare, stare emoțională tristă, hai să nu vreau să spun cuvântul depresie și chestii, atunci tu vrei să asculți muzică tristă. Da. Dacă ești, nu știu, fericit sau împlinit sau nu ești trist, tu vrei să asculți muzică așa de, de sunet mai mult, dar nu de cuvinte. Da. De ce? Asta nu e o știu. întrebare? Sau nu, o, o e o constatare de fapt Dar iar la om la om Pe tot e inerție aici Posibil, Știi? apropo E bună metafora asta cu inerție emoțională Da. E că introducem un termen nou Inerție emoțională <laughs> Cu Alex Leah um, Hai să Și confort mai, cred și că confort. mai este și confort Pentru că dacă tu Alegi să-ți alimentezi Starea pe care o ai Logic ar fi că tu nu vrei să depui efortul ca să depășești starea pe care o ai. Da, când pentru când ca să o depășești, de trebuie, confort. da, trebuie să faci ceva. Dar tu de-am gata la creierul tău, e confortabil în starea asta, așa cum e, dar el acolo e o activitate hormonală de asta, știi, sporită și el n-a un efort acum să se liniștească sau din potrivă să iasă din gruz. Și ne las că stăm aici, lasă, așa, mai plângi, muleac e bun, știi? Important să nu stăm prea mult, că da, poți să da. rămânem acolo pe mult timp. Presupun că ar fi interesant și profesorul să vadă ce consumă în tineretul în ziua de azi, ca să fii un pic mai aproape de, de oamenii pe care îi în viață, știi? Nu există viitor fără trecut, Alex. Sunt <laughs> foarte, îți de părerea asta, 100 de procente. Așa că, indiferent ce ar asculta, eu îi îndemn pe toți, asta sună foarte naftalinizat, dar cercetați muzica de la origini de ei. Bun. Nu pierdem peșteri, poate, dar în sens că dacă asculți dacă îți place un gen de muzică, ar fi util pentru tine pentru a dezvolta și al puțin o legătură cauză-efect și a înțelege un proces așa, știi, lung, să-i studiezi originele. Îți place muzica rap? Super, du-te în anii 70. Du-te și află și DJ Kool Herc, și în Africa Bambata, și Grand Grandmaster Flash and the Furious 5 și pe urmă vină și mai grăim, știi, despre Kanye West sau așa. Și ai, să înțelegi foarte multe lucruri, să ți dispară un șir mare de stereotipuri și de cunoștințe superficiale, ai să mai taci sau ai să, ai să înțelegi lucrurile mai ușor, mai clar să fie. Și așa cu orice muzică. Taci tu ne nu și ascultat voi mu ascultat ce-a făcut lumea cândva. Muzica e mai bună cum indict, cândva sau nu? Sau Muzica întotdeauna evoluează? a fost la fel. Nu, îmi ca, ca elemente de subcultură, ca mai știu. Întotdeauna muzica a fost la fel, frumoasă și vie, pentru că a fost creată de către un organism viu care trăiește experiențe reale și vii și încearcă să le exprime printr-un mijloc artistic. Și este iesă muzica. S-au schimbat instrumentele, timpul, durata, dificultatea de a te -a realiza și tot așa. Avem o discuție des mă laud, își dea un cu Țărn la masă, la așa, pentru că teatru mai mult, nu pentru că muzică, pentru că da, ne-am intersectat mai mult în domeniul teatrului. Și el era foarte de părerea asta, așa, auți, ne morțești. Ia, că înainte muzicanței, trebuie eu să cânti foarte precis, pentru că banda era limitată, era un resurs care, o resursă care să epuiza și atunci trebuie să dintr-o dată, nu să faci pe bucăți, bla, bla, bla și are dreptate din punctul ăsta de vedere într-adevăr înainte în, de exemplu în anii 70 din cauza limitelor tehnice tu trebuie să te perfecționezi sau să lucrezi mai creativ ca să poți uh, obține rezultatul pe care îl vrei ca să ajungi de mai puțin încercări da. da. nu decât de mai puțin încercări, dar să te strădui mai mult, mai mult efort trebuie să depui. Și asta dezvolta stoicism, perseverență, descopereau lucruri. Acum e mult mai simplu, există sampluri, există softuri gratuite, poți sta în telefon și ești muzicant și unești paternuri de tobi, paternuri de bas, de linii melodii și de așa și gata, ai cânticul. Dar în schimb, atunci era mai ușor pentru că era mult mai, mai puțină concurență și putea să ajungă mai orșini cumva, să iasă în evidență cu chestia asta. Acum, pentru că sunt milioane de muzicanți, e foarte greu să faci ceva care să iasă în evidență. Și atunci, iarăși, ești forțat să lucrezi mai mult, să fii mai creativ, să inventezi lucruri noi ca să ieși în evidență, pentru că te au computere acasă și pot să fac muzică. Și adică s-a compensat lucrul ăsta. E... În felul de balanță. Da, e balanță. Dar muzicienii de azi sunt mai leneși, Muz muzicianul average, muzicianul. Nu știu. Mediu. Mediu, da. Uh, nu știu dacă. Mediu. E. Ok, am înțeles. Da. Ce În medie, muzicienii de azi cred că sunt mai leneși ca muzicienii de atunci. Pentru că astăzi există mijloace digitalizate care uh, corectează greșelile interpretative. Dar. Uh, eforturile. Uh, pe care trebuie să le depună tot așa ca să răzbată de iarăși de creativitate și de originalitate, astăzi sunt mai mari, cerințele sunt mai mari de la muzicieni în raport cu cei de cândva. Pentru că e concurență. Tic și tu că știi cum. Ok, am înțeles. So, Mersi.